Sărbătoare mare duminică în comuna Vedea, când localnicii și-au mai descrețit frunțile și s-au distrat de ziua lor. În acest an, ziua comunei s-a bucurat de un mare interes din partea populației, oamenilor de afaceri și politici invitați la eveniment. Ca la orice sărbătoare s-au încins grătarele și a curs berea, iar pentru buna dispoziție pe scenă au urcat artiști. Copiii din comună au avut și ei parte de o surpriză din partea autorităților, care le-a dat cadourile de 1 iunie în avans. Sărbătoare mare astăzi în comuna Vedea. Așa este, este ziua Comunei Vedea, ediția a doua, sărbătorim acest eveniment în satul Coșoteni. Anul trecut am sărbătorit această zi în satul Albești. Comuna Vedea are 5 sate întinse pe câteva zeci de kilometri și atunci era normal să facem și în satul Coșoteni. Ce le urați locuitorilor Comunei Vedea? Tuturor locuitorilor din Comuna Vedea le urez odată cu zilele Comunei Vedea la mulți ani să fie sănătoși și toate dorințele să li se îndeplinească. Văd că aici s-au pregătit și pachete pentru copii. Astăzi, de ziua comunei, am cuplat, ca să zic așa, și ziua de 1 iunie, pentru că școlile și grădinițele au căzut de acord să facă astăzi serbarea de 1 iunie și, având în vedere acest aspect, astăzi le dăm și cadouri. Cadourile sunt luate personal de către mine. Urmează și pe 1 iunie să dăm copiilor din partea primăriei și am înțeles că și Consiliul Județean a dat câte ceva. Pe 1 iunie să primească în clase și ei cadourile oferite de primărie și Consiliul Județean. Astăzi cadourile sunt oferite personal pentru că eu iubesc acest copii din Comuna Vedea și ei mă iubesc pe mine, pe unde mă văd, strigă la mine, mă iau în brațe și atunci sentimentul nu te lasă să procedezi decât ca atare. Ce surprize le-ați pregătit atunci și celor mari? Celor mari, pentru cetățenii adulți, avem mici, avem bere, avem soliști de muzică populară care să-i încânte cu melodiile lor, respectiv Virginica Neagu, Emilia Ghinescu, Nicu Paleriu și formația Impact. Ziua comunei se încheie cu un frumos foc de artificii, care va fi probabil după ora 22. Vroiam să vă povestesc despre proiectele domnului primar împreună cu proiectele dumneavoastră ale Comunei Vedea, dar domnul primar mi-a luat-o înainte. Vroiam să vă spun că Partidul Democrat Liberal împreună cu noi, susținătorii Partidului Democrat Liberal, suntem alături de dumneavoastră, alături de primarul destoinic pe care îl aveți și vă rog să-l aplaudați. Este un prieten de nădejde, un om care vă slujește și de câte ori aveți probleme, domnul primar vă stă alături. O mulțime de oameni dornici de distracție și să mai uite pentru câteva ore de criză și drumul neasfaltat s-au bucurat împreună de sărbătoarea comunei lor. Spune-mi și mie ce ai primit astăzi. Cadou. De la cine? De la vicele. Și ce este în sacoșe? Te-ai uitat? Dulciuri. Dulciuri. Ești bucuros că ai primit dulciuri astăzi? O ruladă, chipsuri, pupuleț, suc, Viva. O plasă de dulciuri, nu? Da. Ești fericit astăzi? Da. Cum te distrezi? Bine. Bine? Da. Dumneavoastră, cum vă distrați, doamne? Bine, pot să spun că e o atmosferă frumoasă. Îmi pare rău că nu s-a făcut la Vedea, dar și aici e bine pentru că e totuși comuna noastră și trebuie făcut în fiecare loc. Sunteți responsabilul cu grătarul astăzi? Da, sunt gel american, nu? Avem plăcerea pentru această comună să dăm la toată lumea să mănânce și să bea gratuit pentru domnul primar, să fie sănătos. Cum merge vânzarea? Bine, bine și eu. Am înțeles că o bere venea din partea primarului, restul vine de la sine. Da, așa este, da. Cum vă simțiți astăzi? Foarte bine, am 71 de ani și sunt cel mai mare fericit om după lumea asta, fiindcă văd copiii, tineret. Jocuri de astea n-am mai văzut de mulți ani în urmă, de la Revoluție. Acum anul ăsta văd și eu de când a venit primarul și foarte frumos. Seara pe scenă amenajată special pentru acest eveniment a urcat artiști renumiți, Emilia Ghinescu, Nicu Paleriu, Virginica Neagu și trupa Impact, care au oferit un spectacol pentru toate gusturile. Când vrea domn primar să fiu aici, în centru, lângă voi, ia, ușurel, ușurel, așa, ia-o! Dar prin comune și la sat mai multe lucruri